Salut, ne vedem astăzi la un nou interviu. Știu că fac interviuri cam rare, dar fac interviuri cu cine merită. Astăzi, mulțumesc mult pentru compliment. Astăzi îl am ca partener de discuție pe Alex Aniție, pe care îl invit să spună câteva cuvinte cine este și apoi să spun eu de ce a fost important să-l invit. Ok. Eu sunt antreprenor în zona IT. Am o firmă de software development. Pe lângă partea aceasta mai mult tehnică de programare și de software development, mă interesează foarte mult macroeconomia. Și de ce? În 2008, chiar înaintea crizei, nu eram deloc aware de ce se întâmplă în lume și treaba aceasta m-a afectat grav financiar. Din 2009 încolo mi-am jurat că acest lucru nu se va mai întâmpla. Așa că de atunci încolo urmăresc foarte atent și ce se întâmplă pe lângă business-ul meu și ce se întâmplă în lume, nu numai în România. Așa că sunt la curent cu marile trenduri, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere, hai să zicem, demografic, geopolitic și așa mai departe. Avem o problemă cu demografia? E o criză demografică în România? Nu numai în România, peste tot în lume. România, de fapt, chiar stă destul de binișor la aspectul acesta, cu toate că ne-au plecat vreo 5 milioane de oameni dintre cei mai activi din populație. De fapt, problema cu demografia este poate cea mai mare problemă cu care se confruntă lumea. Dacă ea nu este stăpânită, s-ar putea ca în 200 de ani populația globului să ajungă sub un miliard de oameni. Atât de gravă este. Adică vrei să spui că dacă ai o mulțime mare care tot scade în fiecare an, după aia o să ai o mulțime mică? Da. Și dacă trendul acesta se împământenește, devine parte din cultura oamenilor, e posibil ca, dacă așteptăm prea mult, să nu putem să facem nimic împotriva ei. Și populația să descrească de la an la an și noi să acceptăm lucrul ca this is the way it is. Dacă te uiți la populația estimată a terei de-a lungul istoriei, ea a crescut foarte, foarte încet, din antichitate până în epoca modernă. Și am avut o creștere masivă în secolul XIX, urmată de o creștere explozivă de la jumătatea secolului 20. Noi eram un miliard acum 100 și ceva de ani. Acum suntem 8 miliarde, se pare că am împlinit 8 miliarde. Și cu toate că continuă să crească populația, tu spui că avem o problemă cu demografia. De ce? Păi, dacă vă uitați cum crește populația, o să vedeți că ea crește din ce în ce mai lent. Explozia cea demografică s-a întâmplat din două motive foarte simple. Odată, revoluția industrială a eliberat oamenii de munca manuală care îi ținea oarecum legați de glie, de pământ, de efortul fizic și a concentrat din ce în ce mai mult eforturile pe partea mentală. Asta a însemnat mai mult business, mai multe tehnologie, mai multă dezvoltare, mai multă bunăstare și mai multă inovație. Acest lucru s-a accelerat de-a lungul secolului al XX-lea, lucru care a făcut ca și celelalte nații care poate până atunci erau în continuare sărace și aveau probleme ca în Evul Mediu cu tot felul de boli, molime, vremea schimbătoare care ba era prea caldă, ba era prea rece, care făcea ca recoltele să fie distruse. Toate astea s-au schimbat. Ce nu s-a schimbat în secolul 20, dar se schimbă acum, în secolul 21, este această evoluție ancestrală a omului de a face copii. Deci noi ne-am bucurat în astea ultimele două secole aproximativ de o bunăstare care a făcut ca din ce în ce mai mulți copii să supraviețuiască, dar în același timp, din punct de vedere social, oamenii se comportau ca și cum ei ar muri în continuare. Și atunci am avut foarte mulți copii la fiecare familie care după aceea au crescut populația unor state de dreptul exploziv. De exemplu, ne uităm la Egipt. Făceai mulți copii pentru că știai că nu toți vor supraviețui. Exact. Deci în Evul Mediu aproximativ jumate din copiii tăi mureau până la vârsta de 5-6 ani. Fie că era o molimă, fie că erau boli de ale tinereții care nu aveau cum să fie tratate, fie că era război, fie că era o foamete, aceste motive decimau populația și în special copiii mici. Însă societatea modernă a eliminat multe din aceste probleme. Până bunicii și războaiele nu mai sunt așa de destructive ca cum erau
Până acum. Bunicii mei au avut 6 copii și bunicii din partea mamei și bunicii din partea tatei. Toți acești 6 copii au supraviețuit. S-au căsătorit și au făcut copii. Și au avut fiecare între cam 1-2 copii. Acum, dacă mă uit la generațiile care au rămas în urma lor, eu am un copil. Sunt alții care nu au niciunul. Deci cam regula este ori și nici nu un vor. Copil și nici nu vor. Și nici nu vor. Ori un copil, ori unul singur. Și atunci poate e ușor să înțelegi explozia de populație care a fost cu generația bunicilor mei, care au făcut mulți copii, care n-au murit, care la rândul lor au făcut mai puțin copii, care la rândul lor fac și mai puțin copii. Exact. Dar uite, situația ta este exemplară pentru ceea ce se întâmplă în societate acum. Ai făcut un copil și te-ai oprit. De ce? Noi am vrut doi, dar mă rog, au fost probleme medicale. Dar am vrut doi, adică n-am vrut 6. De ce n-ai adoptat? De ce te-ai oprit la unul? Da, da. A fost sentimentul ăla de când ai 30 de ani, când zici că mai ai timp. Și când zici că mai ai timp, la un moment dat oprești și ai trecut de 40. Și zici, e prea târziu. E prea târziu, da. Așa fac mulți. Și nu numai asta, dar ce se întâmplă la nivel psihologic este că în momentul când ai primul copil, deja treci prin toate fazele acelea de a fi părinte. Deja sentimentul de a fi părinte este satisfăcut de acel unic copil. Psihologic vorbind, tu nu ai nevoie de mai mulți copii. E de ajuns să-ți canalizezi toată iubirea și toată dragostea ta de părinte pe acel unic copil. Nu ai nevoie înainte, de mai mulți. Înainte oamenii aveau nevoie de mai mulți copii? Înainte, în mod cert, aveau nevoie de mai mulți copii. De fapt, nu numai că aveau, dar era un lucru esențial pentru supraviețuirii întregii familii. La o fermă, gândiți-vă că nevul mediu, 90% din populație nu trăia la oraș. Știu că filmele din Hollywood îți arată castel, îți arată orașe populate de mulți oameni, dar de fapt, în realitate, majoritatea populației, 90% din ea, era la sate care aveau câteva case. Un sat normal în nevul mediu era undeva în jur de 100 de persoane. Majoritatea în jurul a câteva familii. Acele familii erau țărani care lucrau pământul în modul cel mai manual și mai basic cu putință. Și de aceea fiecare pereche de brațe în plus era un adaos binevenit la outputul familiei. Și mai mult decât atât, după vârsta de 5-6 anișori, fiecare copil era pus la muncă. Muncișoare, aduceau obiecte, dădeau de mâncare la animale, știu eu, scuturau chestii, făceau curățenii prin casă, nimic complicat. Dar eliberau adulții pentru muncile mai grele. Și asta era de mare ajutor. După aceea, ca teenagers, ajutau adulții. Care ar fi factorii care au condus la scăderea natalității, dacă ar fi să facem o listă? Sunt mai mulți. Cel mai mult și mai mult este atribuit industrializării și urbanizării. În momentul când o familie ajunge într-un mediu urban, nu mai e necesar să faci atâți copii, ba chiar ei devin o pacoste, o dificultate în plus pentru adulți. Copilul necesită timp, necesită bani și îți generează stres. De aceea, dacă tu nu ai niciun fel de beneficiu material care să compenseze cât de cât acest deranj, tendința omului, chiar dacă este, cum să spun, nepercepută, in the background, este să facă cât mai puțin copii. Și acest lucru se observă foarte ușor la toate țările industrializate. Cum a început industrializarea? Cum numărul copiilor a scăzut? Notă discordantă aici este, by the way, Israel. Dar aici este probabil o chestie de cultură și de supraviețuire. Și de supraviețuire, cred că, în cazul lor, pentru că sunt înconjurați de jur împrejur de populație foarte mare de, hai să zicem, inamici existențiali. La ei pe viață și pe moarte. Nu e de joacă. Și atunci participarea femei la forța de muncă a fost un factor? A fost și este și va continua să fie. De asemenea, și tehnologia a ajutat aici, pentru că avem acum contraceptive, deci se poate face Planned Parenthood mult mai ușor decât se putea face înainte. Înainte era abstinența și câteva contraceptive care mergeau sau nu prea mergeau, adică
avea o șansă de reușită destul de mică. Apariția sistemului de pensii de stat a contribuit? Ulterior, a accentuat trendul, dar chiar și fără pensiile de la stat, cred că trendul acesta ar fi existat. Pentru că înainte de pensiile de stat, copiii erau practic asigurați social a părinților. Practic, acest beneficiu din partea statului a eliminat până și această ultimă verigă de comportament primordial pe care îl aveam. Când vorbim pe tema asta a demografiei și atât de puțin oameni înțeleg, e foarte des întâlnită ideea că oamenii nu fac destui copii pentru că nu sunt destul de înstăriți, că sunt prea săraci. Stă în picioare sau nu stă în picioare? Absolut deloc. Dacă te uiți pe numărul de nașteri pe fiecare femeie, rata fertilității, practic, în fiecare țară, vei vedea că cu cât e mai săracă țara respectivă, cu atât se fac mai mulți copii. Deci, pe măsură ce devenim din ce în ce mai bogați, noi renunțăm să facem copii, tocmai pentru că țările bogate tind și să investească foarte mult în copiii care există. Și atunci fiecare copil în plus înseamnă o greutate, o povară în plus asupra familiei care îl are. Ține cont, de exemplu, că acum, de exemplu, în România, legea spune că tu trebuie să-ți întreții copilul cât timp iese la școală până la vârsta de 26 de ani. Deci a avea un copil nu se termină la 18 ani, nu, la 26. E un proiect pe un sfert de secol în care o bună tu parte din viața ta, bani, timp, o treime nervi, din viața ta. Exact, în care tu investești bani, timp și nervi și la sfârșit s-ar putea să te ceri cu el și să nu mai vezi la față ani de zile. Și acest risc mulți nu vor să-l aibă. Noi suntem la 1,7 copii pe femeie. Minimul pentru păstrarea populației la același nivel este 2,2 în condițiile actuale de natalitate și de speranță de a vieții. Ne îndreptăm spre dispariție ca națiune și apoi ca specie, dacă nu se vor găsi soluții, nu vor apărea soluții între timp. Ce soluții există? Ce soluții s-au încercat? Ce se încearcă acum la nivelul tuturor țărilor dezvoltate este o chestie care doar îți aduce un pic de timp, un pic de răgaz, și anume imigrație. Nu ai destui copii, aduci din altă parte. Și de aceea vedem un din ce în ce mai mare accent pe forța de lucru din afara Uniunii Europene, pe programe din ce în ce mai ample de a accepta totuși emigranți din țări care au chiar prea mulți oameni, cum ar fi țările din Africa sau din Middle East, și acest lucru creează mari fricțiuni în cadrul populației indigene, ca să zic așa. Aici vedem că nu se practică o foarte bună integrare a acestor noi veniți în societate, în loc să se pună accentul pe o omogenizare a culturilor și o integrare a acestor noi veniți în cultura existentă, se lasă oarecum la întâmplare acest lucru și se creează în foarte multe țări cu minorități din afara Uniunii Europene majore, așa numite enclave de culturi complet străine și cu complet alte reguli decât ceea ce considerăm că ar fi normal într-o societate civilizată. Și pe de cealaltă parte, în cadrul populației indigene, apar fenomenele de extremism național, de rasism, partide extremiste care s-ar putea să ducă Uniunea Europeană spre un nou val de neofascism. Care ar fi o soluție adevărată? Adică cum ar arăta o soluție, dacă se întrevede așa ceva, o soluție la declinul acesta demografic al populației Pământului? Soluțiile sunt multiple. Odată avem partea de facilități sociale și economice din partea statului, care ajută foarte mult. De exemplu, România aproape că a stopat declinul demografic, nu neapărat declinul, dar rata declinului demografic atunci când a introdus cei 2 ani de concediu maternal sau paternal, după caz, pentru fiecare copil. Parcă era la 1,4 și acum suntem la 1,7, nu? Nu știu exact, dar știu clar că rata s-a oprit, deci practic s-a... Nu mai scade. Nu mai scade, deci am rămas la 1,7, 1,6, vreme de mulți ani și de aici poate să crească, cine știe. Dar e o soluție parțială, văd că nu funcționează ca să echilibrăm.
Păi nu, pentru că în continuare există cheltuieli considerabile cu un copil și problema timpului și problema nervilor care în continuare ar trebui cumva compensată de către stat. Iar statele, ce zic eu că ar putea să facă un pas suplimentar în plus, este să bonuseze familiile care au copii. În sensul că ar putea, de exemplu, să reducă CASE-ul pentru cei care au copii mulți. Primul copil e pentru tine, restul deja e pentru societate. Dacă, de exemplu, de la al doilea copil în sus ar reduce CASE-ul cu 10%, păi deja s-ar putea vedea asta la salariul fiecărui părinte și ar însemna și o binevenită reducere a costurilor acelui copil. Și atunci foarte multă lume ar putea să aibă 2-3 copii foarte ușor. David Sinclair de la Harvard spunea în cartea lui Lifespan și de altfel și în conferințe și articole pe care le scrie că suntem foarte aproape de momentul în care speranța de viață va fi împinsă undeva mai întâi la 100-120 de ani, pentru că pentru prima dată în istorie cunoaștem toate mecanismele care provoacă îmbătrânirea și am reușit cel puțin în laborator să le încetinim și chiar să le reversăm în anumite situații. O creștere a speranței de viață n-ar schimba situația? Hai să spun o chestie și mai tare. Eu zic că putem să mergem mai departe. Eu zic că primul om care va dori, care va trăi pe termen nelimitat, fără să fie atacat, omorât din alte motive, deja există printre noi. Deci, da, deja am întâlnit de asta, dar nu cred că este un bărbat, cred că este o femeie, pentru că noi bărbați avem obiceiul să facem chestii riscante și prostești. Așa. Nu contează sexul cât contează banii. Primul va fi unul cu foarte mulți bani, care va investi milioane în a-și transforma corpul din ce în ce mai mult dinspre om către mașină sau către o variantă a lui mult mai îmbunătățită, ca să zic așa. Decât, nu știu, ai văzut ce bine arată Jeff Bezos în ultima vreme? Așa. Sunt foarte mulți actori și miliardari care arată foarte bine pentru vârsta lor. Nu m-ar mira ca deja să existe anumite tratamente care valorează poate milioane de dolari dedicate lor și un lifestyle care te ajută deja să depășești suta de ani cu lejeritate. Și dacă ne gândim așa în viitorul apropiat ce se vede la orizont, cei care vor trăi de acum încolo 100 de ani, e posibil să mai trăiască încă 100 și încă 100 și încă 100 până când ajung să-și transfere, știu eu, conștiința într-un calculator și să trăiască forever. Dar asta ar fi o soluție certă, deci prelungirea speranței de viață sau atingerea tehnica nemuririi ar fi o soluție. Atâta doar că ține cont de un aspect. Eu când ți-am zis că în următoarele 200 de ani s-ar putea să ajungem sub un miliard de oameni, nu te-am mintit. Toate aceste tehnologii care încă nu au fost descoperite se vor descoperi pe următoarele sute de ani, una câte una, și inițial vor fi foarte scumpe și foarte inaccesibile pentru majoritatea publicului. Statistica va rămâne oarecum neschimbată la nivelul masei de oameni, miliardelor de oameni care vor exista. Eu sunt optimist în privința asta. Eu sunt optimist. Eu cred că dacă tratamentele vor exista, vor ajunge în planurile de sănătate în țările dezvoltate cel puțin. Să sperăm că așa va fi, atâta doar că inițial vor fi foarte scumpe, asta pus să-ți dau în scris, și va trece mult timp până când ele vor ajunge la un nivel acceptabil pentru marea masă a oamenilor, timp în care noi ne vom înjumătăți la fiecare 30 de ani. Ține cont că 1,6 și 1,7 și 1,8, cam unde se învârte România, este o rată cât se poate de bună pentru țările dezvoltate. Dacă te uiți la țări cum ar fi Anglia sau Germania, care au 1,5, constați că Austria are 1,4. Sau Austria 1,4, constați că lucrurile pot să fie mult mai nasoale. Cel mai nasol, de exemplu, este în Hong Kong și Singapore cu 0,9, pardon, și Sud-Corea, nu, deci Hong Kong și Sud-Corea. În Singapore este ceva 1,1 sau ceva, când m-am uitat ultima dată pe statistici, cam așa ceva. Dar asta ne spune că lucrurile pot fi chiar mai drastice de 1. Adică ce înseamnă că ajungi la o rată de a fertilității de un copil pe femeie? Înseamnă că tu practic te înjumătățești ca populație la fiecare 30 de ani. Cu fiecare generație ajungi la jumătate din populație. Și dacă zicem că până în 2050 ajungem la 10 miliarde, în 2080 vom fi 2,5 miliarde, în 2110 vom fi la 2,5 miliarde, în 2050 deja
2150 vom fi deja sub un miliard. Sincer să fiu, abia aștept, că mie îmi place să fie mai lejer pe plajă. Eu n-aș fi așa de fericit cu situația asta, pentru că trebuie să te gândești că toate modelele noastre economice nu au fost gândite pentru o populație în descreștere și în descreștere așa de accentuat, adică nici n-am avea timp să le amortizăm. Gândește-te că tu ești acum născut în 2050, anul 0, 10 miliarde de oameni. Ești într-un oraș cu 2 milioane de oameni. După 30 de ani, când își începi munca, deja din 2 milioane sunt numai unul. Există numai unul. Jumate din casă sunt părăsite. Nu, după avem, aceea, după avem încă 30 de ani... Avem o imagine ce se poate întâmpla. Odată avem zone cu scădere demografică extrem de gravă în Japonia, care se repercutează asupra creșterii economice în zonele respective, cu enorme probleme politice și sociale. Nu e unul, nu se jumătățește. Nu e unul, știi că nu e unul, nu e chiar așa de rău. Și e un film pe YouTube, se numește, e făcut acum 10 ani, dar e foarte serios, un documentar de Demographic Winter, care arată ce se întâmpla acolo acum mai bine de 10 ani. Practic, singura experiență care pot să ți-o dau este aceea când te plimbi printr-un oraș de provincie din România, unde vezi numai case părăsite, clădiri goale, pline de mizerie, devastate, ți-e frică să te plimbi noaptea pe acolo, cam așa vor arăta toate orașele, începând da, cu 2050. Că, tu ce proiecte ai văzut pentru România de populație? E greu de spus, pentru că noi acum am fost ajutor pentru vest. Practic, foarte multă lume din populația României s-a mutat în alte state din vest. N-avem cum să tragem vreo concluzie din ultimii 30 de ani, pentru că viitorii 30 de ani vor fi complet diferiți. Și eu cred asta. Cred că vom avea o migrație semnificativă. Nu, nu zice că emigrația în afara României se va pondera. Poate că va exista în continuare, dar va fi mult mai mică față de ce a fost. Gândește că noi ne-am apropiat foarte mult ca venituri de vestul Europei. Suntem știu, undeva câțiva de 70-80%. Deci, în câțiva ani îi prindem. În maxim, în 15 ani am prins. Exact, exact. Deci, ca atare, nu vor mai pleca foarte mulți în afară decât dacă cumva se schimbă spre rău țara politică. Poate să vină o dictatură, poate să fie o criză economică care se îndea în urmă. Anything can happen. Dar să zicem că nu se întâmplă nimic rău, populația va rămâne în România. Ce mă aștept să se întâmple este să vină alții. De emigrație. Fie că se întorc românii care au plecat, deși nu prea fac mari speranțe, fie că vin în România foarte mulți imigranți din afara Uniunii Europene. Deja vedem tot felul de chelneri, tot felul de muncitori, construcții din Vietnam, din Pakistan, din diverse alte locuri. Asta e firesc, că nu e altă soluție. Da, și eu nu sunt fericit cu chestia asta. Adică mie îmi place când vine, de exemplu, cineva de la Uber, mai tuciuriu așa, care zice hello sir, good morning, good afternoon, here's your... Da, și eu sunt ok. Adică și mi-aș dori să vin aici și nu numai să vin aici pentru ca să muncească și să după aceea să plece înapoi în țara lor, ci să vin aici să se stabilească, să învețe româna, să își aducă familia, să își aducă copiii. Așa ne-ar ajuta cu adevărat. La școală, pentru că atunci cu adevărat România va supraviețui ca țară. Poate că un pic mai diferită la culoare, poate că un pic cu alte obiceiuri de știu eu, de trai, dar oamenii aceștia vor învăța româna, vor vorbi româna și dacă vom ști să ne purtăm omenește cu ei, vor adopta și felul nostru de a fi și vor purta mai departe ceea ce înseamnă să fii român, orice ar fi asta în viitor. Absolut, nu neapărat portul oină acord. Sau ce visează. Oină nu știm ce, n-am jucat niciodată. Da, păi nu, oina nu ne definește ca român. De fapt, limba română ne definește ca român, asta înainte de orice altceva. Faptul că gândim și vorbim românește înseamnă foarte mult lucru. Oamenii nici nu-și dau seama cât de mult înseamnă limba pentru sentimentul acesta național. Eu zic că avem nevoie să facem pasul ăsta pentru că doar prin forțe proprie, deci doar cu copiii pe care i-am făcut și facem noi, proiecțiile pe care le-am văzut eu de români, rămași în România, se duc la 16 milioane în 2050 și 11 milioane și ceva în 2100. Sunt doar proiecții, dar nu există niciun motiv să crească mai mulți. Eu zic că suntem deja 16 milioane în România, pentru că nu cred sub nicio formă minciuna de la
referendum că am fi 19 milioane. 19 milioane, deci nu, asta nu concep. Suntem păi 19 nu e prea milioane logică. După ce scrie în buletinele emise de diverse autorități. În realitate, mulți din ăștia 19 milioane sunt deja în străinătate, dar nu s-au chinuit să-și preschimbe buletinul sau adresa. Și plecând de la premiza aceasta, că suntem încă 16 milioane, eu zic că până prin 2050 putem să scădem și la 10 milioane și cine știe, chiar mai jos. Așa e. Așa este, da. Deci trebuie să facem ceva și acest ceva, printre ele ar fi să fim prietenoși și primitori cu emigranții, că avem nevoie de ei mai mult decât au ei nevoie de noi. Și să avem politici pro-familie care să ajute acei oameni care își doresc copii, cu accentul pe plural. Mai mult de unul. Deci, sigur, hai să facem măcar doi pe familie. Da. Un sfat bun. Bine, păi mulțumesc foarte mult pentru discuția, a fost foarte interesantă. Sper că cei care ne-au urmărit au aflat ceva poate nou despre problemele demografice, au fost stimulați să citească și să tragă propriile concluzii. Ok, mulțumesc și eu tare mult. Numai bine. La revedere!